Un vaccin revoluționat creat folosind tehnologia perfecționată în pandemia de COVID a dat rezultate încurajatoare la pacienții cu cancer de cap și gât. Vaccinul folosește ADN din tumora pacientului. Datele preliminare dintr-un studiu clinic care se desfășoară la centrul de tratare a cancerului Clutterbridge din Marea Britanie arată că după câteva luni cancerul nu a recidivat la niciunul dintre primii opt pacienți cărora li s-a administrat vaccinul, spre deosebire de alții doi pacienți care nu au fost imunizați și la care boala a revenit conform Sky News. Deși datele nu sunt suficiente pentru a trage concluzii ferme, doctorul Cristian, profesor de imuno-oncologie la Universitatea din Liverpool și consultant oncolog medical la centrul Clutterbridge care supraveghează studiul, a declarat pentru Sky News că este optimist. Da, sunt foarte plin de speranță, sunt destul de încântat de asta. Toate datele sunt îndreptate în direcția bună, a declarat doctorul Cristian. În total, 30 de pacienți cu cancer de gât și la cap vor fi incluși în grupul de studiu. Jumătate vor primi vaccinul imediat după ce termină tratamentul convențional iar ceilalți vor fi imunizați doar dacă boala recidivează. Vești bune și pentru pacienții cu cancer ovarian. Un mic studiu clinic realizat în Franța și Statele Unite pe paciente cu cancer ovarian a furnizat de asemenea rezultate promițătoare. Serul denumit TG4050, creat de compania franceză Transgen, a folosit o tehnologie similară celei cu care AstraZeneca a dezvoltat vaccinul anti-COVID-19. ADN-ul prelevat din tumoarea. A pacientului este amestecat cu un virus inofensiv, iar atunci când virusul modificat genetic este injectat în organism, acesta antrenează sistemul imunitar să depisteze celulele canceroase, distrugându-le în faza incipientă a formărilor și împiedicând reapariția bolii. Sistemul imunitar poate vedea lucruri pe care noi nu le vedem la scanări. Este mult mai inteligent decât ființele umane. Dacă putem antrena sistemul imunitar să atace aceste celule care ar conduce la la revenirea cancerului la momentul la care noi nici nu le putem vedea, atunci șansele de supraviețuire pe termen lung ale pacienților sunt mult mai mari, a explicat profesorul. Cercetătorii sunt optimiști cu privire la acest tratament, deoarece este atent personalizat pe cancerul fiecărei persoane.